reprezentanții presiei, bine ați venit la conferința noastră de presă. Vreau să vă mulțumesc pentru interesul arătat față de activitatea partidului nostru și subiectele pe care le propune. Și mai puțin o să... Johnny, te rog, închide ușa. Și vreau să vă... Să-l scuz pe domnul președinte al partidului nostru că nu poate să vină aici, domnul viceprimar, este la o ședință de comisie. De regulă nu lipsește de la conferințele de presă, dar astăzi, în mod fortuit, va lipsi. Echipa noastră de comunicare este, să o iau din partea cealaltă, doamna avocat Onița Ivașcu Dana, domnul Mihai Podașcu, tot din departamentul de comunicare al PNL, domnul consilier și vicepreședinte al PNL Siget, domnul Horus Alexandru. Și cel care vă vorbește, Nicola Iuga, eu om de presă. Da, având în vedere faptul că sunt și, și om de presă și am lucrat o vreme în presă, sunt însărcinat cu acest departament de comunicare. În primul rând, cu privire la primul subiect pe care îl propunem în discuție, și aici, acesta era subiectul pe care mizam că o să fie cel mai interesant, este o informare privind activitatea recentă a PNL filiala Maramureș și de ce v-am propus spre discuție acest subiect. După cum se știe, sau poate nu se știe foarte bine, de puțină vreme, președintele interimar al PNL Maramureș, al organizației, al filialei județene Maramureș a PNL, este președintele nostru de aici de la Siget și viceprimarul municipiului Siget, domnul Ovidiu Nemeș. Domnia sa a fost numit să gireze conducerea interimară a filialei județene a PNL, președintele a ales domnul avocat Radu Ștefan, are niște probleme de sănătate și pe această perioadă, din toată echipa de conducere a filialei județene, a fost desemnat domnul Ovidiu Nemeș ca să conducă filiala județeană și eu aș face un simplu și foarte scurt comentariu pe acest subiect, și anume acela că desemnarea domnului Ovidiu Nemeș în calitate de președinte interimar al PNL Maramureș este un semn de recunoaștere a calităților domniei sale și în ceea ce privește activitatea politică și în ceea ce privește activitatea administrativă. Și, evident, noi, PNL Siget, avem un motiv de mândrie, că președintele nostru de la Siget este în același timp și președintele PNL Maramureș și, în mod sigur, va avea susținerea noastră și în activitatea pe care o are la nivel de județ. Despre unele evenimente de data recentă din activitatea organizației PNL Maramureș, despre care era pregătit să vorbească domnul Ovidiu Nemeș, domnul Ovidiu Nemeș ne putem să vină aici, o să-l spună câteva cuvinte domnul vicepreședinte al PNL, Horus Alexandru, care este în același timp este și în biroul județean și sigur este la curent cu ce se discută acolo. Poftiți! Bună ziua, bine v-am găsit! Într-adevăr, avem un nou președinte interimar la nivelul filialei PNL Maramureș, pe domnul Ovidiu Nemeș. Ce se poate spune despre activitatea PNL Maramureș este că în urma alegerilor de la Baia Mare, de la primăria Baia Mare, s-a vacantat, să zic, un loc de deputat pe colegiul Baia Mare, Copalnic, Mănăștur și cele 8 comune, dacă nu mă înșel, din jurul Băii Mari. Ei bine, în data de 8 iulie a fost o întâlnire a USL, dacă știți, la Baia Mare, unde a fost și domnul copreședinte Victor Ponta. Moment în care, într-un fel sau altul, am desemnat candidatul comun USL pentru acel colegiu. E vorba de domnul Tătar, pe care noi îl sprijinim, atât noi cât și organizația PSD, din Baia Mare și din comunele menționate. Pot spune vis-a-vis de acest subiect faptul că șansele de câștig a colegiului sunt foarte mari. Vreau să vă spun că la nivelul colegiului sunt 6 primării PNL, 2 primării PDL
Iar primăria Baia Mare, după cum știți, este tot PNL, prin Cătălin Cherecheș, noul primar al Băii Mari, membru PNL. Nu ne facem probleme, avem și o armă, să zic, secretă, pe domnul Cristian Anghel, care, din câte știu, a și fost desemnat ca director de campanie. Domnul Anghel, de altfel, are și o vastă pregătire în domeniul ăsta și nu cred să fie un consultant mai bun decât dânsul în zona asta, în zona electorală. Dincolo de asta, la întâlnirea USL s-au discutat chestiuni de principiu vis-a-vis de protocolul USL. Sunt discuții cum că ar putea apărea anumite modificări ale protocolului. Deocamdată protocolul, zic eu, ca apreciere personală, este unul permisiv și suficient de bine gândit cât organizațiile, atât PSD cât PNL, din orașe, din, la nivel comunal, să zic, din județene, să se înțeleagă și să reușească să câștige, zicem noi, alegerile la anul, alegerile locale, cât și cele parlamentare. Dincolo de asta pot să vă spun că a fost o atmosferă, să zic, degajată la întâlnirea USL, care a fost, până la urmă, din câte mi-aduc aminte, urmată de alegerile interne PSD Baia Mare, unde știu că a câștigat domnul Călin Matei sau ceva de genul ăsta. Mai mult de atât, probabil că într-o nouă conferință de presă o să vă dăm mai multe amănunte cu privire la activitățile care urmează. Cert este că următorul prim obiectiv este câștigarea colegiului, fără de care probabil că USL Maramureș ar avea mult de pierdut. Atât pot să vă spun. Mulțumim, sigur, acesta este subiectul nostru principal și în viitor, când o să mai organizăm conferințe de presă, ne gândim să le pregătim în așa fel încât să existe și un material scris din partea președintelui PNL Maramureș, prin interimare domnului Ovidiu Nemeș, în așa manieră încât să se poată prelua de acolo exact niște informații utile pe care dumneavoastră o să le apreciați ca fiind utile. Al doilea subiect pe care îl propunem și l-am propus în virtutea faptului că este și de dată recentă și conotează o atmosferă de scandal politic de anvergură, în ideea că UDMR, de exemplu, poate prin votul reprezentanților pe care are în Parlament, poate condiționa rămânerea la puterea guvernului Boc sau căderea guvernului Boc, vă dați seama, este o chestiune comiză deosebită. V-am propus câteva considerații. Trebuie să fie și de interes local, evident, adică toată lumea interesată dacă rămâne guvernul în exercițiu, rămâne pe mai departe sau nu. Am propus câteva considerații asupra acestui caz al ministrului Borbei. Ca de obicei, fără să fie aduse acuzații precise de către parchet, fără să fie inițiat un proces în justiție și fără să se pronunțe justiția, au transpirat din dosarele existente la DNA, au transpirat anumite informații despre persoana unui ministru DMR și acest lucru noi nu putem să-l interpretăm altfel decât ca pe un șantaj exercitat de către persoana care conduce de fapt și partidul PD și guvernul, un șantaj exercitat de către președintele României Traian Băsescu la adresa UDMR, pentru faptul că UDMR nu, președinte Traian Băsescu este obișnuit ca toată lumea să-i se supună necondiționat, UDMR nu s-a supus în două chestiuni, odată în chestiunea reîmpărțirii administrativ-teritoriale, respectiv în chestiunea, așa zise, regionalizării a României, și apoi în chestiunea votului prin corespondență. Sigur că nu se poate pune problema unei adoptări, unei legi a reîmpărțirii administrativ-teritoriale fără studii de impact, fără o pregătire prealabilă, ori textul acestei legi nu era cunoscut nici de către Kelemen Hunor. Textul acestei legi nu era cunoscut nici de către mulți lideri ai PDL. Textul acestei inițiative legislative era probabil într-un sertar de la Cotroceni și nu se poate adopta o lege prin asumarea răspunderii guvernului sau prin susținerea în Parlament aceste inițiative legislative fără ca să se cunoască despre ce este vorba. UDMR are variante proprii, nu
nu spun neapărat că variantele UDMR sau alte variante sunt mai bune decât cele avansate către președintele Traian Băsescu, dar în orice caz nu așa se adoptă o lege și nu așa se condiționează un vot în Parlament din partea unui partid care este aliat la guvernare. Din acest motiv, UDMR a avut rezerve față de adoptarea acestei legi și datorită faptului că a avut aceste rezerve, iată că a apărut șantajarea unor lideri importanți și care dețin și funcții administrative la cel mai înalt nivel, adică miniștri, ai UDMR ca să se voteze fără să vadă textul, fără să gândească, fără să-și evalueze interesele sau fără să facă studii de impact, să voteze ceea ce dorește neapărat domnul președinte Băsescu. De asemenea, UDMR se opune și unei alte inițiative legislative a PD-ului, și anume aceea cu admiterea sau legiferarea votului prin corespondență pentru cetățenii români aflați în străinătate. Există foarte multe suspiciuni cu privire la corectitudinea acestui vot și UDMR nu este interesat dintr-un alt motiv, fiindcă maghiarii cu cetățenie română, care ar avea drept de vot în România și care sunt stabiliți în străinătate, în Ungaria sau altundeva, nu percep UDMR ca pe un reprezentant al intereselor maghiarine, percep UDMR ca pe o formațiune balcanizată care face jocul guvernului de la București, care nu reprezintă interesele maghiarilor din Transilvania sau și nici de altundeva, și atunci sigur că UDMR se află în situația riscantă ca voturile venite din străinătate, în special din partea cetățenilor români de etnie maghiară din Ardeal stabiliți în Ungaria, care au drept de vot în România, aceștia sigur că vor vota cu o eventuală formațiune alternativă la UDMR, probabil cu o formațiune politică care se va închega foarte probabil în jurul lui Laszlo Tekes, vicepreședinte al Parlamentului European. Din acest motiv UDMR este percepe legiferarea votului prin corespondență ca fiind un risc pentru voturile Uniunii. Noi îl percepem, ceilalți care nu reprezintă interesele maghiarilor sau nu fac parte din UDMR, îl percepem ca un risc de fraudare masivă a votului în ansamblu și sigur că din motive diferite, iată că ne situăm de aceeași parte, pe același interes, de aceeași parte a baricadei cu UDMR, adică împotriva votului prin corespondență, așa cum se intenționează să fie acesta legiferat. Ei bine, pentru a obține aprobarea pe aceste inițiative legislative, președintele Traian Băsescu a declanșat o campanie de șantajare a UDMR-ului și părerea mea personală este că cazul ministrului Laszlo Borbe este numai un început. Probabil în toamnă se va pune problema unei remaneri guvernamentale și cred în toamnă, în iarnă, miniștrii UDMR vor fi scoși de la guvernare prin astfel de discreditări grosolane și violente. Și de ce anume, așa estimez eu, aceasta este o speculație care mi-aparține și pentru care răspund, înainte de alegerile de la anul viitor, președintele Băsescu și PDL-ul vor să își adjudece din nou voturile unei populații românești care de regulă votează pe criterii naționale, care de regulă votează, știu eu, cu România Mare sau cu alte formațiuni de orientare națională sau naționalistă, și atunci ar urma să obțină aceste voturi printr-o campanie violentă, antimaghiară, dar nu împotriva populației maghiare din Ardeal, ci împotriva exponenților lor politici, respectiv împotriva UDMR. Eu sunt absolut convins că după Laszlo Borbei, peste 2 sau 3 luni, așa prin metoda picăturii chinezești, va urma că și alți lideri UDMR, sigur, ca vulnerabilitățile lor. Senatorul Vereștoioatilor, supranumit Drujba lui Dumnezeu, nu? El de asemenea are, cum să spun eu, s-a îmbogățit într-un fel dubios și plus că este neclară relația lui cu fosta securitate. El a fost promovat un simplu inginer de la Miercurea Ciuc, a fost promovat în institutul condus de Elena Ceaușescu, inginer chimist. Și în condiții, asta în anii 80, în condițiile în care, fiți siguri că nu pe criteriul apartenenței etnice a fost promovat, ci presupun nici pe criteriul profesional, că nu se făcea atunci, ci presupun că pe cu totul alte criterii. Deci, iată, un alt lider foarte vulnerabil din mai multe puncte de vedere și în biografie și în avere acumulată. Alt lider, știu, poate la Corodi, de exemplu, la fel, a fost ministru al mediului înainte de Laszlo Borbe și la fel este
are vulnerabilitățile lui, ca să nu mai vorbim și de ceilalți, vă dați seama, un medic veterinar este ministrul culturii și așa mai departe. Nimeni n-a făcut caz până acum de treaba asta, dar se va face. Vă spun eu sigur și va urma, din păcate, va urma o campanie orchestrată, inițiată de către președintele Băsescu, care va ajunge inclusiv să învenineze raportul între români și maghiari în Ardeal. O campanie de discreditare a UDMR-ului în ansamblu pentru a recâștiga voturi pentru PD. Deci asta este aprecierea pe care fac eu nume personal și din acest motiv și fiind sigur se pune sub semnul întrebării stabilitatea guvernului și atunci ne-am gândit ca să atingem și acest subiect fiindcă are contingență și cu viața noastră a tuturor, indiferent în ce localități ne-am aflat. Sigur, problemele discutate pe NRSIGHET sunt de interes local, dar acestea vor avea în mod sigur și impact local. Acesta este și un alt subiect pe care îl mai propunem spre discuție, va fi prezentat de către domnul Mihai Podașcu, privește stadiul actual al relațiilor româno-ruse, care sunt la o cotă foarte apropiată de temperatura Siberiei, una dintre cele mai scăzute cote de după al doilea război mondial. Președintele Băsescu a fost dur criticat de președintele Federației Rusiei, Medvedev, în cadrul summitului NATO-Rusia. Astfel, ambasadorul Rusiei la NATO, domnul Rogozin, a apreciat foarte mult răspunsul dur al președintelui rus. După părerea mea, domnul Băsescu a greșit profund prin autosuficiență. Domnia sa nu are controlul de multe ori asupra propriilor cuvinte. Autocontrolul, această formă superioară de inteligență, la care orice personalitate de un asemenea rang trebuie să fie atent. Eu cred că domnul Băsescu nu a premeditat degradantele calificative la adresa, la început, cunoaște în celebra emisiune, la adresa regelui Mihai. Ideea exprimată este mai veche în mintea domnului sale, i-a revenit spontan și a revărsat-o pe micul ecran fără să țină cont de efecte, care vor fi de durată împotriva domnului sale. A strânit și deranjat inclusiv pe cei care erau nepăsători vis-a-vis de Casa Regală a României. Prin brutalitatea tonului și, în ultimul rând, caracterul de batjocoră la adresa unui șef de stat. În ceea ce privește trecerea Prutului, sunt convins că a fost surprins de Vulpoiu Cristoiu la aceeași emisiune, dând un răspuns la repezeală. Gafele comise nu mai pot fi întoarse. Ulterior, domnia sa a găsit explicații mai mult sau mai puțin inspirate, asumându-și conștient de această dată riscul unor comentarii defavorabile și al unor speculații firești generate de prezența unor asemenea gafe. Prea multe afirmații, nu tocmai elegante, s-au adunat și la adresa Rusiei. Declarațiile acestea belicoase de tipul celor auzite de-a lungul timpului, mie personal, îmi creează o stare de neliniște, ca militar în rezervă. Cei care cred că sub protecția NATO se pot răsti la Rusia, se înșeală mare. Nu vreau nici să analizez în detaliu consecințele deja simțite sau cele de așteptat ca reacție firească a părții Rusiei. Domnul președinte, în anul 2014, s-ar putea să ne lasă o moștenire greu de dus. Domnia sa nu a avut în vedere că, spre deosebire de România, Rusia a fost, este și va fi, una dintre marile puteri ale lumii, și se va găsi totdeauna la masa tratativelor atunci când va fi vorba să se hotărască soarta omenirii. S-ar putea crede că nici președintele Băsescu nu vorbește numai în numele său. Să nu credem că numai vecinii estici sunt supărați, dar și cei vestici nu par prea veseli. Și acum aș dori să vorbesc și despre Rusia, care atât de dur ne critică, acuzându-ne că noi românii ne-am alăturat germanii hitleriste și am comis ceea ce crede că am comis, un genocid împotriva poporului rus. Probabil că Rusia uită, pentru a nu ști câtea oară, că în 1939 ei s-au aliat cu Germania hitleristă, au încheiat celebrul pact Ribbentrop-Molotov, care au dus la ștergerea Poloniei de pe harta Europei. Să nu uităm de
masacru comis la Catin, imputat și aruncat pe spatele germanilor până la un anumit punct, să nu uităm de faptul că Basarabia a fost mutilată, sute de mii de români dezrădăcinați și au îngreșat pământurile Siberiei cu oasele lor. Toate acestea nu se vor putea uita. Da, vă mulțumim și, sigur, am văzut din surcinți în judecățile noastre, din informațiile pe care le-am comisat. Eu aș avea de făcut aici două foarte scurte comentarii. Pe de o parte, de ce trebuie să avem în vedere, inclusiv în plan local, degradarea relațiilor diplomatice România-Federația Rusă, datorită lipsei de tact diplomatic a președintelui Băsescu, și anume, datorită faptului că un președinte de stat a ajuns să facă apologia fascismului. Este un lucru absolut inadmisibil și aceasta ne-a expus foarte mult, inclusiv în plan european, fiindcă președintele Medvedev a cerut statelor europene să intervine să dezaprobe discursul președintelui Băsescu. Statelor civilizate, așa a spus, nu fără o maliție adâncă președintele Medvedev. Ori acest lucru este, cum spuneam, inadmisibil astăzi în plan european, spune că și eu aș fi dat același ordin în iunie 41, n-are importanță acum dacă noi aveam de recuperat un teritoriu, un litigiu cu Uniunea Sovietică sau nu, dar a spune că aș fi dat același ordin înseamnă direct sau indirect a face apologia fascismului. Asta este un punct de vedere. Celălalt punct de vedere, la fel de succint, o să vi denunț. Noi nu ne putem permite să avem relații deteriorate cu Federația Rusă, fiindcă nu cei care le deteriorează vor plăti prețul, ci prețul vor plăti pensionari, inclusiv din Sighet, atunci când se va scupi gazul. Rușii pot oricând să ne condiționeze economic prin faptul că suntem dependenți de, în materie de import de gaze și nu știu dacă noi aveam nevoie de treaba asta. Acum, faptul că președintele Băsescu n-a câștigat nimic cursul pro la ora pe înainte, poate era într-o stare euforică sau poate într-o stare de marmureală și n-a fost foarte atent ce spune, dar în mod sigur asta ne va costa pe toți la buzunar și din păcate vom resimți la fapt. Trebuie să avem în vedere că atunci când vor fi alegeri anticipate sau de termen, trebuie să avem în vedere că trebuie să alegem acei oameni care nu ne vor expune la sancțiuni economice prin lipsa lor de diplomație sau de calități diplomatice. Acum suntem, rămânem la dispoziția dumneavoastră pentru întrebări, pentru discuții. În ce mă privește, aș prefera ca discuții colegiale, repet, fiindcă eu când în prezența dumneavoastră mă simt și un reprezentant al presei, ca și cum am reprezentat în cealaltă parte a presei. Spoc. Cât timp durează din interimatul Ovidiu sau rămâne ca trebuie? Aurel Constantin Ilie, când a fost președinte interimar PSD Maramureș, a spus că interimatul e cea mai sigură chestie. Așa e un fel de aforism. Acum nu știu, s-ar putea realmente președintele ales să are niște probleme de sănătate, depinde cum vor evolua problemele lui. S-ar putea să se organizeze alegeri la nivel de filială județeană, alegeri ceva mai repede, mai nevoie. Da. Ascultând-o pe parte, ți-am remarcat aici o expresie care îmi dă de gândit puțin. Armă secretă. Deci am reușit să că doamna Angel este pe dumneavoastră armă secretă și am dorit să detaliați. Ce înseamnă armă secretă? Chiar există, aveți intenția să relansați cu domnul Cristian Angel în politică și mă refer doar la capitul de consiliere la un actual de deputat. Există un regiment. Ar trebui să precizez câteva lucruri vis-a-vis de domnul Angel. Din câte știm cu toții, a rămas o sentință definitivă care, într-un fel sau altul, obligă să se poziționeze în afara aspectului politic. Asta nu înseamnă că nu mai sunt demersuri care se pot face. Din câte știu eu, domnul Angel s-a adresat și mai departe și rămâne probabil acea sentință în pronunțare. Că vorbim de câteva luni sau vorbim de câțiva ani, nu știm cu exactitate când va fi un rezultat în urma demersurilor dânsului. Asta nu înseamnă că domnul Angel dintr-o dată este scos în afara societății, că nu mai este util nimănui, ci dimpotrivă. Este o experiență a dânsului
administrativă și politică care totdeauna ne-a făcut cinste și pe care noi o să o folosim așa cum am făcut-o și până acum. Dar simplificând un pic lucrurile, permiteți să intervin, eu cred că este foarte bine că domnul Cristian Angel umblă împreună cu candidatul la Camera Deputaților din partea USR și stimulează simpatia celor care l-au votat cândva și care și el și-a păstrat un anumit capital de simpatie intactă, indiferent de avantajele juridice. Și ori redirecționează această simpatie către candidatul nostru, cred că este un lucru foarte bun, fiindcă măresc considerabil șansele candidatului. Ideea care nu s-a spus ar fi, și-ar fi important de reținut. Domnul Cristian Angel, după cum știți, instanțele române s-au pronunțat definitiv și revocabil, însă a rămas cu acea pedeapsă complementară în ceea ce privește dreptul de a fi ales. Deci dreptul de a fi ales, nu dreptul de a alege. Ca atare, dânsul are oarecare mișcare și oarecare libertate de mișcare, însă această interdicție nu-i dă voie să candideze în ceea ce privește potențiale funcții în oricare sau în oricare alt partid politic. Cam asta este poziția. Asta până când se va pronunța Curtea Europeană a Drepturilor Omului, întrucât dosarul, din cât am înțeles eu, se află într-o corespondență cu Curtea Europeană, deci a intrat undeva pe rol. Deci, din punct de vedere legal, cam așa stau lucrurile. Însă asta nu înseamnă că dânsul nu poate să fie un vector de imagine, la fel cum spuneau colegii mei, întrucât se bucură de o mare simpatie, având în vedere că alegerile sunt la nivel de Colegiu Baia Mare din partea publicului. Vă pot face câteva precizări, dacă tot am ajuns la subiectul ăsta. Și una dintre ele este legată de faptul că la conferința anterioară am avut un raport de activitate a organizației PNL, SIGET, prezentat de domnul Podașcu, dacă nu mă înșel, au fost nenumărate, aș putea zice chiar zeci de acțiuni pe care organizația SIGET le-a avut. Și mă refer acum la plantare de garduri vii, mă refer la acțiunile făcute de PNL pe linia tineretului, pe linia ecologică. Deci sunt chestiuni multe pe care le-am făcut. Dincolo de asta, vis-a-vis de problemele orașului, dacă vă aduceți aminte, în alegerile locale din 2008, noi am avut un program pentru SIGET, numit SIGET-ul nostru, dacă vă aduceți aminte. Program pe care, într-un fel sau altul, pe turul 2, ni l-am asumat împreună cu PSD-ul, chiar dacă noi îl aveam din primul tur de campanie. Dacă ați urmări atent, să zic, cu un ochi mai puțin critic, acel program asumat la nivelul anului 2008, ați putea observa că într-o proporție rezonabilă, ca să nu dau chiar procent, am reușit să ne respectăm promisiunile. Fără îndoială au apărut probleme a noi, fără îndoială este problema vitală, care este chiar o problemă la nivelul SIGET-ului. Nu spun că nu este așa, dar umblând pur și simplu prin oraș, o să vedeți că sunt anumite lucruri noi care au apărut în oraș din 2008, să zic încoace. Nu e vorba că ne-am asumat meritele pentru asta, ci e vorba că a fost o echipă, până la urmă, în Consiliul Local, cât și la Cabinetul Viceprimarului, care a făcut toate aceste chestiuni funcționale și, mă rog, realizabile în mandatul ăsta. Astea le-am relatat, le-am subliniat și am făcut caz pentru că le recunoască cetățenii. De la Popescu până la noi. Asta nu înseamnă că am oprit, am tras o linie și am oprit aici tot ceea ce aveam de făcut. Deci, al Zidiu și Iman, vreau să vă spun că există o agenda aici și la noi la SIGET cu probleme pe care le avem punctuale. Și o să o prezentăm o dată. De asemenea, nu totul depinde numai de organizația Partidului Național Liberal Municipal SIGET în rezolvarea unor mari probleme care sunt în municipiul SIGET-ul Marmației. Putem vedea, sau ne vom putea discuta, cred, după anul, sau mai bine zis, după iunie 2012. Cam pe vremea asta vom putea discuta despre marile probleme pe care Partidul Național Liberal le va avea în față în următorii 4 ani.